Edi Iordănescu este ironic cu arbitrii care l-au eliminat la ultimul meci din campionat. Tehnicianul gorjenilor este dispus să meargă în studiourile TV și să comenteze meciurile de fotbal. Iordănescu a fost suspendat din nou la meciul cu Dinamo și a reacționat. Mi-a anunț disponibilitatea, poate îmi pregăti și CV-ul. Următoarele jocuri, când joacă Pandurii, poate o televiziune mă ofertează să stau în studio să comentez. Poate mă dă de afară și de acolo, din studio. Dar ce s-a întâmplat? Din punctul meu de vedere, a fost un exces și ne-am obișnuit că ascultăm pe Iordănescu, că lumea o să zică că el devine că se manifestă deplasat și dacă l-a dat unul și l-a dat și al doilea. Deci uitați-vă la comportamentul meu, la limbajul meu și în timpul jocului, dacă nu sunt, camerele mă surprind cu vreun gest ceva sau mă manifest sau vocabularul meu e deplasat sau declarațiile mele înainte de jocuri, după jocuri, sunt deplasate, atunci îmi fac mea culpa și recunosc. De multe ori mi-am făcut autoanaliză. Poate o dată sau de două ori am fost trimis pe bună dreptate în tribună. Acum marcăm. Înainte am avut o fază care, din punctul meu de vedere, se poate discuta de un penalti clar și sunteți dumneavoastră mai în măsură, sigur, să analizați care ați avut posibilitatea să vedeți și relor. N-am spus nimic când, după jocul cu Viitorul. Mircea Rednic a vorbit și el despre meciul cu Pandurii. Păcat. Nu, n-a fost problema de poliție. A fost, am avut minimal, mai contează, că n-ai. E, trist și, când ai 1-0 minut 89 și ai și mingea. Deci, erau mai multe posibilități decât să le oferim cadoul lor. Și știam foarte bine că ăsta Stanca, în momentul când prinde mingea, imediat declanșează contraatacul. Iordănescu a solicitat să nu fie suspendat după eliminarea din meciul cu Dinamo.